Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Domnul este păstorul meu, eu lipsă n-am să duc, din verzi pășuni și din ape vii, eu sufletul a dat. O viață-mi dă pe crarea grea, în lume port al său nume sfânt, chiar și prin moarte eu trec ușor și nu mă tem nici când. O viață-mi dă pe crarea grea, în lume port al său nume sfânt, chiar și prin moarte eu trec ușor și nu mă tem nici când. Toiagul tău și nu iau a ta, și-n fața ta mă-nchid. Tu masa întins când dușman privesc, paharul meu este astăzi plin. Primesc belșugul ce-l răspundești și-n fața ta. În toată viața mea și-n casa Tatălui eu voi sta, până când voi muri. Aleluia, 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 aleluia. Doamne, în mine pune, ca să pot să fiu pentru tine viu, ca să pot cânta pentru slava ta, ca să pot să fiu pentru tine viu, ca să pot cânta pentru slava ta. Rugăciune, Doamne, mine pune, ca să zbor mai mic într-un cer senin, ca să fiu neînfrânt de-al ispitei gând, ca să zbor mai mic într-un cer senin,
rugăciune, Doamne-n mine pune, ca să fiu un far cu al iubirii jar, ca să vrag ceresc, traiul mă mântesc, ca să fiu un far cu al iubirii jar. Doamne, în mine pune, ca să pot să ascult voia ta mai mult, ca să port curat chipul-ți minunat, ca să pot să ascult voia ta mai mult, ca să port curat. Doamne, în mine pune, de aceea-ți cer, ca să-mi dai din cer, fără timp și loc, Duh de rugă-n foc, de aceea-ți cer, ca să-mi dai din cer, fără timp și loc. De tine un munte ceruri.
ce s-ar întâmpla. Pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văr, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a cred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus. În suferinț și-n bucurinț, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văr, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, chiar și El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văr, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta cum stăm ridicați pe picioare, vă invit respectuos să deschidem inima noastră, să deschidem Sfânta Scriptură. Un text din Sfânta Carte, prima epistola lui Petru, capitolul 1, versetele 13 la 19, inclusiv pagina în Biblie 1191 și apoi 1192. 1 Petru, capitolul 1, versetele 13 la 19. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, melul fără cusur și fără prihană. Amin. Vă invit să reocupați locuri. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care ne-l-a dat să fim împreună, slăvit să fie El. Mulțumesc Domnului pentru frații care m-au îngăduit
să fiu împreună și apoi să fiu la acest amvon ca să vestesc cuvântul Domnului. Vrem ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Sunt împreună cu soția, cu Ina, care suntem în drum spre casă și știind că în Piatra Neamț este o biserică, am încercat cumva să văd, am intrat pe site-ul bisericii, să văd cum este programul și mă bucur că în această dimineață să fiu la slujire. Nu neapărat mă bucur că predic, mă bucur să fiu la slujire. Mă gândeam ce frumos ar mai fi să mai cânte tinerii încă o cântare. O cântat așa de frumos, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Venim din Republica Moldova, din satul Corjeuți, asta vine chiar în nord. Dacă mergi puțin mai încolo, deja dai de Ucraina, țara vecină aflată în război de ceva timp. Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne naștem acolo, să slujim în acea zonă. Avem doi copii, doi băieți, Cristian și Cornel. De un an și vreo 4 luni aproximativ avem și o nepoțică cu numele Sofia. Cel mare s-a căsătorit deja și, cum spunea fratele Petrica, am intrat și noi în rândul bunicilor. Prima dată nu mi-a venit să cred, parcă e prea repede, dar încet, încet viața și a cei a ei. Frateților, privind la textul acesta care l-am citit, este un text frumos. Este un text bogat din prima epistola lui Petru. Și atunci când privim la ea și privim la frumusețea care o descoperim aici și la bogăția care o găsim în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Deci atunci când studiem Sfânta Scriptură și bineînțeles că Noul Testament este diferit de Vechiul Testament, dar atunci când studiem Sfânta Scriptură, în special Noul Testament, eu am încercat ca să privesc cum autorii epistolelor, fie că e vorba de Pavel care le are cele mai multe, fie că e vorba de Petru, fie că Iuda, dar cum încep ei epistole? Pentru că ceea ce e important este cum încep ceva. În special când te adresezi unei biserici. Fie că era Pavel în închisoare, fie că era la libertate, dar el avea stilul lui caracteristic de a se adresa bisericii, în epistola care o scrie, sau epistolele. Uitați-vă cât de frumos spune el. Pavel, versetul 1, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care locuiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia. Îmi place frumos, îmi place mult, cum spune el, către aleșii care locuiesc ca străini. El îi vede pe cei cărora li se adresează, îi vede aleși, aleși de Dumnezeu. Adevărat că pentru moment ei locuiesc ca străini și acolo el înșiră câteva localități. Dar ceea ce m-a bucurat faptul este că el îi numește aleși. Este un har și este o binecuvântare să fii ales de Dumnezeu. Noi locuim ca străini. Noi locuim pe suprafața pământului, dar ceea ce avem noi în comun din multele lucruri este că noi odată am fost aleși de Dumnezeu și noi am răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când noi ne vom despărți din locul acesta, noi tot aleși de Dumnezeu vom rămâne. Atunci când vom pleca la lucru, la, în odihnă poate, la facultate, într-o călătorie, indiferent unde, noi călătorim cu acest statut, dacă vreți, de aleși al lui Dumnezeu. Deci privind la această epistolă și vreau ca să, nu vreau să trec peste, aș vrea să trec peste introducerea acestei cărți, cât de frumoasă este ea, cât de dinamică, limbajul care e folosit aici, vocabularul care îl folosește Petru, cu toate că e diferit de al lui Pavel, dar avea să intru un subiect în aceste versete, că le-am citit câteva gânduri, independență și de timp, vreau ca să vedem câteva gânduri care să fie folositoare pentru noi toți. Nu vreau să fie ceva doar legat de partea teoretică. E bună teologie sistematică, e bună să știm adevărul lui Dumnezeu, să studiați într-un mod sistematic, dar ceea ce avem noi cea mai mare nevoie, probabil, nevoie imensă, este ca ceea ce cunoaștem, noi să trăim în viața noastră. Ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în cuvântul Lui, ceea ce noi citim și ne rugăm ca să putem înțelege mai bine, este nevoie imensă, uriașă, ca El cu literă mare, adică Dumnezeu, să ne ajute ca noi să putem trăi.
Trăim într-un timp când vremurile nu sunt ușoare, sunt grele. Trăim într-un timp când, într-un mod deosebit, generația tânără, pentru că mi-e aproape, am lucrat mult timp cu tinerii, parcă stă în față la noi provocări, care noi altădată nu le-am avut. Și toată rezolvarea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor strânge cuvântul în inimă, dacă se vor ruga, dacă vor sta în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va păzi, Dumnezeu îi va ocroti. Și ceea ce este așa de important, continuăm acest gând, este ca noi să trăim cuvântul lui Dumnezeu, ca să-l aplicăm în viața noastră. Un prim lucru, care vreau ca să-l vedem în Sfânta Scriptură, pornind de la versetul care l-am citit, versetele 18 și 19. Haideți să le recităm încă o dată. 1 Petru 1, 18 și 19. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Vreau să vorbim despre angajamente și priorități. Angajamente și priorități. Și Petru, în această primă epistolă, în acest capitol frumos, așa cum trecând peste introducerea, văzând vocabularul care îl folosește el, privind la aceste două versete, m-am gândit la un lucru care, dacă ar fi să dau așa un titlu, doar acestui prim gând. Și atunci când am văzut cât de frumos vorbește el și cum spune el că știți, adică e ceva cunoscut pentru noi, că nu cu lucruri peritoare am fost răscumpărați, și apoi el spune în versetul 19, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihoană, mi-am venit în minte acest gând. Adu-ți aminte cui aparții. Adu-ți aminte cui aparții. Și noi știm, dacă ar fi să dăm un răspuns general, la nivel de toată biserica, cui aparținem noi? Noi am spune, noi aparținem Domnului. Noi îl avem ca Tată pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus ca Mântuitor, pe Duhul Sfânt care e în inima noastră. Dar noi trebuie ca totdeauna să știm, să nu uităm în diverse împrejurările vieții, să ne aducem aminte că noi aparținem numai Lui. Adică într-un mod exclusivist, noi aparținem doar Lui Dumnezeu. Noi aparținem doar Domnul Iisus, doar Duhului Sfânt. Și atunci când noi aparținem doar Lui, cei din jurul nostru vor vedea aceasta. Prima dată am mers la ambasada Americii în anul 2003, probabil, eram venit proaspăt din Anglia și am câțiva prieteni acolo la început care am studiat în Timișoara și ei mi-au spus așa, noi suntem în America, vino și ne vezi. Zic, eu vreau, încerc, dacă Dumnezeu deschide o ușiță mică, atunci am stabilit noi un timp. Am mers la ambasada Americii, era încă foarte simplu de mers la ambasadă, nu trebuia programare, mergeai acolo, rând viu, intrai în ambasadă, completai un formular așa cu pixul, mergeai acolo într-o parte, plăteai, nu mai știu cât era, sub $100, taxă de viză și apoi așteptai convorbirea la ora 4, să luai viză sau imediat pașaportul înapoi. Când am ajuns acolo, și eu era o femeie. Când am văzut că e femeie, nu prea m-am bucurat, pentru că la ambasada Marii Britanii, când am fost la București, tot o femeie și m-a ținut o zi întreagă, apoi mi-a spus că îmi dă refuz și apoi am venit peste 2 săptămâni, cu chiu cu vai mi-a dat viză. Am văzut că iar femeie, zic, iar aceeași procedură. Cel puțin să acasă, în Moldova, mai simplu puțin, atunci eram la București. E foarte amabilă, așa cum zic americanii, în toate pozele zâmbesc, așa era și ea când s-a prezentat, sau m-am prezentat eu în fața ei. M-a întrebat unde merg, mi-a spus, merg în lângă Seattle, statul Washington. I-am spus, și eu sunt acolo din zonă, și din Tacoma, care s-a fost probabil, știți, nu e așa mare distanță, și una din primele întrebări zice, tu predici? Zic, predic. Ea zice, predică o predică care e predicat ultimele dăți. Nu ți se cere în toată ziua să predici la ambasadă, nu? În special în limba engleză. Era venit în Anglia, asta m-a ajutat. Nu mai știam ce am predicat ultima dată, atunci erau plantări de biserică, noi mergeam, fiind mai tineri, și la 3 programe care le aveam în, și afară, și în case de cultură, și în clădiri. Așa o predică, mi-am adus aminte, Domnul Iisus care spunea, eu sunt calea, adevărul și viața, nu, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Zic, am 3 puncte, 3 afirmații majore, cele minore le exclud, ca să nu țin prea mult.
Și am predicat vreo 4 minute, probabil, undeva. Eu o stat și m-a ascultat atent, nu m-a întrerupt, bine, ce eu n-am mers prea mult. Am terminat, am zis amin. Ea s-a uitat, zice, îți dau viză. Zice, numai să vin înapoi la timp, că dacă nu vin înapoi la timp și alții din Uniunea voastră, zice, o să aibă probleme. Zice, eu o să le fac probleme dacă tu nu vii la timp. Noi am spus, eu vin la timp, după la o lună și vreo două zile eram deja întors înapoi, am fost la ambasadă, m-am înregistrat. Dar un lucru care l-am observat, oamenii cam ne văd a cui suntem noi. Ne citesc după față, dacă vreți, ne citesc după îmbrăcăminte, ne citesc după comportament. Și ceea ce este important, că totdeauna, absolut întotdeauna, noi să ne aducem aminte că ce aparținem lui Dumnezeu. Sunt versete frumoase în Sfânta Scriptură și niciodată noi nu vom putea să le citim pe toate care sunt frumoase în Biblie. Haideți câteva doar să citim 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, ca să întărim acest adevăr, versetul 19 și 20, vorbind despre că noi aparținem lui. Uitați-vă ce spune 1 Corinteni 6, 19 cu 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Uitați-vă un adevăr care e susținut cel puțin în două rânduri aici. Și atunci când scrie Apostolul Pavel celor din Corint, el le scrie și forma cum se adresează, el se adresează ca și cum ei ar ști. Pentru că uitați-vă cum vorbește, nu știți, adică voi știți, dar vă aduceți aminte, că voi, trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Și apoi, și că voi nu mai sunteți ai voștri, are semnul întrebării. Și apoi 20, a doua parte, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci noi, frate și surori, aducându-ne aminte cui aparținem, noi suntem a lui Dumnezeu. Dacă ar fi să răspundem la această întrebare, nu că n-am ști, eu v-am spus, nu vă spun lucruri noi, cu care le știm, dar încă o dată ne mai aducem aminte, cui aparținem noi? Și noi am spune și am putea să știu, să formulăm, să reformulăm, să cizelăm această idee, dar noi, e important ca totdeauna să ne aducem aminte, căci noi suntem ai lui. Și niciodată, și nimeni, și nimic nu ne va smulge din brațul lui, căci noi suntem al lui Dumnezeu. Este atunci când meditam la acest gând, m-am gândit, dar cum se comportă un copil care aparține lui Dumnezeu și într-un mod deosebit în situații dificile, grele? Care-i purtarea lui? Ce face el? Cum se manifestă? Dar cum suntem noi când reacția noastră atunci când vremurile nu sunt chiar așa de senine? Când cerul nu e așa, știu, plin cu soare care să strălucească. M-am uitat la Apostolul Pavel, într-o împrejurare. L-am văzut pe acest om al lui Dumnezeu. Cum a știut el să fie un om deosebit care aparține lui Dumnezeu în vremuri destul de grele? L-am luat exemplu pentru mine. Haideți să citim selectiv câteva versete, să privim la Apostolul Pavel. Cartea Faptele Apostolilor, dacă citim în ea capitolul 27, de la versetul 18, spune așa Sfânta Scriptură, Fapte 27 de la 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătură din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și luna și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât, la urmă, pierduserăm orice scăpare de nădejde. Oamenii nu mâncaseră de multe vreme. Atunci, Pavel s-a sculat în mijlocul lor și le-a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabe din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va peri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei.
un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și al căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înainte cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg corabie împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Amin. Frate, este un text, un crâmpei. Priveam la Pavel, care aparținea lui Dumnezeu. El mergea întemnițat spre Roma. Mergea să stea în fața cezarului și noi știm această istorie, trecând peste ea, doar stric câteva gânduri care să privim la acest gând, cum acționează unul care aparține lui Dumnezeu, dar în situații nestandard. Nu când toate lucrurile sunt bune, nu când toate sunt frumoase, nu când ai de mâncat suficient, nu când ai de îmbrăcat, nu când copiii te ascultă, dar atunci când lucrurile parcă ar ieși de sub control. Doar o mică paranteză și apoi ne reîntoarcem aici. Avem un vecin care se ocupă cu serele, plantează diferite roșii, castraveți, eu știu, pe acolo, și cu asta se întrețin. Lucrează mult din zori până în noapte și apoi tot așa mai departe, când e sezonul, se lucrează mult în agricultură. Și asta o știți dumneavoastră. Și odată a venit niște ploi mai puternice. N-a mai apucat apa să se scurgă pe unde trebuia și a intrat în una sau în două serii de lor. Le-au făcut acolo, avem o vor, una cu pământul. Mai mult decât o dus ce nu-i pământ acolo. De prin, știți, apele mari când vin, o dus acolo tot felul de lucruri. Ei nu erau acasă. Erau undeva, nu știu, ieșiți. Când au venit, a venit el cu soția. El când a văzut ce era acolo, lucrul care un an întreg pregătești, iarna, fac foc acolo, cresc, eu știu, ca să fie toate lucrurile bune, frumoase. Când a văzut ce era acolo, s-a apucat cu mâinile de cap și părea că își pierde cumpătul. Și soția lui, toată zice, măi Petre, că Petre îl cheamă, zice, dar noi suntem sănători, noi suntem bine. Nu nimic, lasă că cumva ieșim noi din aceasta. Știți, cum reacționăm noi în situații care nu intră în acel standard al nostru? Uitați-vă la Pavel. Este un cuvânt aici care mie îmi vorbește mult. Versetul 21, după primul punct, adică după prima propoziție, este un cuvânt care spune: atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor. Când a fost acel moment atunci? Pentru că spune și, știți, când scrie Luca, Faptele Apostolului, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu scrie doar să fie scris. Noi uneori vorbim ca să nu tăcem. Noi uneori mergem ca să avem de unde veni. Spunea cineva, ajuta undeva prin Sri Lanka, zice, acolo oamenii, unii sunt așa de leneși, tu toți, unii că se duc ca să aibă de unde veni. Asta doar fac ei toată ziua. Dar uitați-vă situația, contextul în care era. Versetul 18. Eram bătuți foarte tare de furtună. Au aruncat încărcătura. Au lepădat uneltele corabii, versetul 19, versetul 20. Soarele și stele nu s-au văzut. Furtuna era puternică. Pierduserăm orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Vedeți câteva lucruri care s-au întâmplat. Adică cum mai trist, cum mai disperat să-ți pare că mori. Nu mai știi când e zi și când e noapte. N-ai mâncat de mult timp. Și oamenii când îți flămânză și irascibili. Când nu mai știi ce e cu tine, când ai aruncat tot din corabie, unelte, eu știu, tot ce era acolo. Și vedeți, spune că atunci Pavel s-a sculat. Știți cum văd pe unul care aparține lui Dumnezeu? Este că știe momentul potrivit, în cazul lui Pavel, când să vorbească. Și mai mult ca atât, cei ce mai văd și așa de bogată Scriptura, că el are și curaj, un întemnițat, care mergea întemnițat spre Roma să te scoli în mijlocul lor, când oamenii sunt flămânți, sunt setați, când nu mai știu când e soare, când e stele, când nu mai știu când e zi, când e noapte, bătuți de soartă, îmi spunem noi, el se ridică. Și uitați-vă cum abordează el problema. Spune, oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit corabia din Creta, dar trece peste aceasta. Vedem mai departe un alt lucru la el. Versetul 23. El se prezintă, un înger al Dumnezeului căruia sunt și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme. Ce frumos se prezintă Pavel. Un înger al Dumnezeului al cărui sunt. Adică el în alte cuvinte sau dacă luăm puțin din dreapta în stânga, Pavel spune, eu aparțin lui Dumnezeu.
același gând care îl împărtășim, care vorbim acum. Și el spune că acest Dumnezeu care eu îl slujesc, nu-i mort, dar e viu. Și știți prin ce e viu? Că mi-a vorbit. Și mai știți prin ce e viu? Că ceea ce el a promis se aduce la îndeplinire. Și noi dacă ne uităm mai departe, când toacem doar o foaie, partea cealaltă, ni se spune că toți au ajuns teferi la uscați, dar rămânem încă aici. Și Pavel se prezintă pe sine cine este el, cui aparține și că are un Dumnezeu viu care vorbește. Stăteam odată de vorbă cu primarul nostru. Așa cum el e primar de mult timp, e un, aș putea spune, un bun prieten al tuturor pocăiților și celelalte denominațiuni care sunt, pentru că el e un bun gospodar cum ar trebui să fie. El odată mă sună, era într-un spre Chișinău, mi-am dat seama în discuția noastră și mi-a spus el, și îmi spune, Sașa, zice, uite, eu merg spre Chișinău, sunt drum, mă duc încolo, și mai dau eu seama că trebuie să mai facem ceva pentru Domnul. El nu-i pocăit, el ca și mărturisire de credință ortodox, cu toate că periodic vine și la noi, la biserică, așa, la evanghelizări, mai vine, nu tot timpul, uneori. Eu m-am gândit prima dată că e băut puțin, dar când mi-a spus că conduce în drum spre Chișinău, e un om destul de responsabil, el e fost colonel, a lucrat în departamentul Vamal, responsabil pe tot nordul Moldovei în trecut, am ascultat și zice, uite, viața asta așa de ușor se poate trece. Zice, și ceea ce am realizat eu, că trebuie să mai facem ceva pentru Domnul. Și el mi-a făcut niște promisiuni acolo la școala biblică, parcarea, ca să o paveze, bine, încă nu s-a ținut până la capăt, dar cel puțin o promis. Dacă ai promisiune, te ții de ea. Și eu am stat, l-am ascultat și într-un fel m-am pomenit că el îmi vorbește din Biblie și eu îl ascult. Dar atât timp cât vorbește bine, m-am gândit, lasă-l să vorbească. Dar ceea ce realizăm, frate și sorori, până la urmă noi ne dăm seama cui aparținem noi și că oamenii din jurul nostru, de lângă noi, știind cine suntem noi, văd manifestările noastre, vorba noastră, felul nostru de a fi. Și dacă ne reîntoarcem la Pavel, îmi place cel cuvânt, încă o dată spun, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor. S-a sculat în momentul cel mai potrivit. A avut un mesaj, a avut o predicare a Scripturii, unde le-a spus ceea ce era necesar. Și ceea ce e frumos, că se întâmplă exact cum spune Pavel. Frate și sorori, haideți să îi punem întrebare, adică care nu cer un răspuns, retorică. Cum mă comport eu? Asta ține de partea practică. Cum mă comport eu, care aparțin lui Dumnezeu, în situații care nu le mai pot controla în viața mea? Cum mă manifest eu? Ce mi iese pe gură? Ce vorbesc? Ce aud copiii? Ce aude soțul, soția? Care e comportamentul meu? Și noi nu putem să controlăm în viața asta multe lucruri. Eu am văzut lista care s-a amintit de rugăciune. Avem și noi bolnavi. Avem și noi de cancer. Avem și noi copii neascultători care au plecat de acasă. Avem mame, tați care plâng. Avem săraci. Avem și mai bogați. Ca și dumneavoastră ne confruntăm cu aceleași probleme. Dar sunt momente deosebite în viața noastră când ne privesc, când ne lovesc, dacă vreți, direct pe noi. Când vine în familia noastră, când vine peste casa noastră, întrebare, cum suntem noi atunci? Care e comportamentul? Cum reacționăm? M-am uitat la Pavel și l-am găsit unul, dacă ar fi, recapitulând tot comportamentul lui aici, unul care s-a încrezut într-un Dumnezeu viu. Unul care l-a avut pe Dumnezeu sprijin, nădejde, călăuză, căci el spune că ce-am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus și așa s-a întâmplat. Nu uitați, noi suntem copii de Dumnezeu, noi aparținem Lui, noi aparținem Domnului. Mergând mai departe, vreau încă un gând, mai scurt, și apoi să vin spre încheiere. Vorbește Sfânta Scriptură, versetele 14 la 16, care le-am citit la început, și versetul 14 spune, ca niște copii ascultători,
Nu vă lăsați stăriți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă primul gând era, aduți aminte cum cui aparții, noi aparținem Domnului, noi suntem ai Lui, nimeni și nimic nu ne poate zmulge în brațul Domnului, tăcât noi alegem să rămânem acolo. Al doilea lucru, al doilea adevăr frumos, care îl vedem aici și îl spune Petru, parcă îl scoate în evidență, în stilul lui caracteristic, și el spune încă o dată, ne uităm în Sfânta Carte, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stăriți în pofte pe care le aveați altădată. Și acest al doilea gând, eu l-am intitulat în felul următor, realizează, dă-ți seama, indiferent ce cuvânt folosim, că orice păcat este o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Orice păcat. Noi le mai categorisim mici și mari. Când eram cu tinerii, ei mă întrebau, dar păcatul ăsta e mare ori e mai mic? Se încercau, dacă e mai mic, după ideea lor, poți să-l mai faci. Dacă e mare, atunci te ferești de el. Deci atunci când, când Petru scrie aceasta, să nu ne mai lăsăm târâți în pofte care le aveam altă dată și el menționează când erați în neștiință. Haideți să ne aducem aminte, frați și surori, dragă biserică Elim, că orice neascultare este o sfidare la adresa lui Dumnezeu și păcat în fața Lui. Noi nu putem să ne permitem să facem ce vrem, dar ceea ce trebuie să realizăm noi ca și copiii lui Dumnezeu, că noi nu avem dreptul să ne comportăm cum vrem, noi nu avem dreptul să-L întristăm pe Dumnezeu. Și orice păcat care îl facem este o sfidare directă la adresa Lui. Uitați-vă psalmistul, îmi place de David, felul cum se recunoaște și el își dă seama de gravitatea păcatului. Psalmul 51, uitați ce spune împăratul David când vede gravitatea păcatului așa cum o vede Dumnezeu. Versetul 51:4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Vedeți felul lui David, cum atunci când e luminat, atunci când își vine în fire, îmi spune noi, el conștientizează și spune că doar împotriva ta, tu, e cu literă mare, adică împotriva lui Dumnezeu. Și el spune mai departe, vei fi drept fără vină în judecata ta. Adică, Doamne, dacă eu te-am întristat ce am făcut-o, n-am fost corect, n-am fost bun, atunci, Doamne, Tu faci ce vrei și eu nu am ce să zic. Frate, sorori, e așa de bine când lucrurile sunt bune pe calea Domnului. E așa de bine când frații și surorile slujesc pe Domnul, când nu ai probleme, dar atâta timp, noi știm asta, slujitorii îi cunosc, unde sunt oameni, sunt și probleme. Și nu se există fără. Dar haideți să realizăm, acum când judecăm sănătos, acum când gândim o gândire luminată de Duhul lui Dumnezeu, că noi nu avem voie să-L întristăm pe Dumnezeu. Chemarea la care ne-a chemat El, statutul care îl avem, de copii al lui Dumnezeu, răscumpărați, călători porniți spre Cel, același Tată, același Mântuitor, același Duh Sfânt, aceiași năzuințe care le avem, aceleași, eu știu, gânduri care le înălțăm în rugăciunile noastre și care ajung până la Dumnezeu, străbătând tavanul. Avem atâtea lucruri frumoase în comun, dar nu ne putem permite să păcătuim, să-L întristăm pe Dumnezeu. Nu ne putem permite să facem ceea ce nu ne spune cuvântul. De aceea, vorbeam la început și spuneam angajamente și priorități. Haideți ca aceste angajamente, eu aparțin Lui, aceste angajamente, niciodată nu-L voi supăra, nu-L voi întrista pe Dumnezeu, să le facem priorități în viața noastră. Prioritate este importanța care o acorzi unui lucru. Dacă acorzi importanță rugăciunii, te vei ruga. Venitul la adunare, vei veni la adunare. Și tot așa mai departe. Haideți să fie angajamentele noastre, personale, nu la nivel doar de biserică, și astea sunt bune, dar să vină de la noi, cum ne mai rugăm noi, de la unul fiecare în parte, adică eu, cel de lângă mine, celălalt, tot așa mai departe, să alegem să rămânem lui Dumnezeu, să nu-L întristăm, dar să facem voia Lui. Și ce bine, și ne însuflețește acest gând frumos,
care vorbește 1 Tesaloniceni, capitolul 4, noi numim răpirea bisericii, acel moment când acei care vom fi în viață, spune Pavel, nu vom lua înainte celor adormiți și vorbește frumos despre trâmbița care va suna, cum morții nesupuși putrezirii se vor înălța, cum noi cei vii care vom fi rămași, este așa glorios viitorul nostru. Nu putem să-l comparăm cu nimic, viitorul care ne l-a dat Dumnezeu, că noi suntem al lui Dumnezeu. Chiar dacă vom trece prin moarte și noi am plâns de multe ori la moarte cu Eva Drag, tatăl meu a plecat din lumea asta, socrul meu a plecat din lumea asta, mătuși, eu știu, unchi și tot așa care îi avem. Dar nu se termină totul la mormânt. Noi avem promisiunea vieții veșnice, acolo vrem să ajungem și vrem din toată inima și Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo, în viața veșnică. Amin. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus. Nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple.